A fost una din acele puține investiții care mi-au oferit un asemenea randament atât de rapid. Deci ce vreau să spun este că se poate, pentru că a fost un randament de peste 100%. Vorbim aici de la 91 de dolari la 200 a zburat, cred că în jur de o oră și. Profit Point. Educația înseamnă profit. Domnilor, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! După cum am promis, vom dezbate un subiect extrem de captivant. Am obținut 80% randament pe o investiție, pe mai multe investiții. Plecăm de la premiza, Răzvan, tu știu că anul trecut ai cumpărat Tesla. Iura, tu știu că anul trecut ai cumpărat ce? Pe ce ai cumpărat? Nu, anul trecut, anul ăsta, GameStop. GameStop. Eu anul ăsta am cumpărat Teraplast. Ok, hai să vedem. E real randamentul ăsta, 80%, într-o singură zi? Cred și sigur s-au dat astfel de cazuri pe multe monede digitale în ultimii 2 ani de zile. Deci, de putut, da, se poate. Să luăm în calcul asta când investim, n-ar fi cel mai inteligent lucru de făcut. Adică eu cred că lucrurile astea sunt cazuri și sunt cazuri izolate. Fiecare investitor în parte ar trebui să aibă play money cu care să intre în astfel de idei îndrăznețe, dar în același timp în piață profiturile de genul acesta vin și cu riscuri foarte mari. Și orice investitor s-ar gândi la un astfel de randament trebuie să se gândească și la jumătatea cealaltă a plăcintei, și anume că și riscurile sunt la același nivel. Da, eu am cumpărat anul trecut Tesla după ce ele s-au splituit, undeva pe la 433 de dolari și am ieșit în momentul în care deja făcea o formațiune tehnică, undeva pe la 800, deasupra lui 800 de... Deci, Răzvan, tu ai cumpărat undeva din zona asta, da? Undeva pe aici ai cumpărat tu. Da. Cam aici e zona de 400 și ceva, 400. Cam aici e zona, se și vede că tehnic era o rezistență undeva în zona asta. Deci, tu aici e zona în care tu ai cumpărat, da? Și ieșirea din ordin ai făcut-o undeva aici, când deja prețul începe să facă ceva, da, divergent. Da, da, da. Deci aici discutăm de un randament de la 400 și ceva la 800 și ceva de, hai să nu zic 100%, dar vorbim, cred că de 80-90% exact, randament. Exact, da? exact. Și ca timp nu vorbim de un timp îndelungat, vorbim nu, de... Nu, pentru că ele au avut o creștere destul de accelerată în perioada aceea. Noi știm că acțiunile de la Tesla nu au crescut doar din cauza cifrelor pe care compania în sine le-a avut, dar știm foarte bine că și Musk este un personaj și cred că orice atinge în ziua de astăzi, orice lucru vorbește în ziua de astăzi, a devenit așa un influencer peste măsură și se transformă în aur cam tot ce atinge. Și ăsta e unul dintre principalele motive pentru care Tesla a avut creșterea pe care a avut-o. Iura, tu în ce barcă te-ai urcat? Ziceai în GameStop, da? În povestea aia cu short squeeze-ul, cu fondurile, da, de investiții, da? Exact. Bine, oricum vroiam să deschid și eu graficul la fel acesta. Am intrat de la 91 de dolari acum câteva săptămâni, chiar acolo la lumânarea de creștere. Deci aici, mai la, da, dreapta. Undeva aici. Mai la dreapta, nu. A fost a doua tură. Prima tură n-am prins-o. Acolo, de acolo. Aici, exact după lumânarea de creștere, pentru că tehnic arăta foarte bine. Avea și divergențe și tot. Deci urma o schimbare de trend și am cumpărat exact, cred că cu o oră înainte de a închide piața și după cum vezi, următoarea lumânare s-a dus chiar în 200. A fost una din acele puține investiții care mi-au oferit un asemenea randament atât de rapid. Deci ce vreau să spun este că se poate, pentru că a fost un randament de peste 100%. Vorbim aici de la 91 de dolari la 200 a zburat, cred că în jur de o oră și. Dar ce vreau să zic, nu putem găsi aceste oportunități în fiecare zi. Ele sunt foarte rar întâlnite. GameStop-ul a tras un hype din afară. Tot ce înseamnă Bloomberg, Reuters scriau despre ceea ce s-a întâmplat în trecut cu Wall Street Bets și a tras, hai să spunem, atenția tuturor investitorilor să facă bani rapid. Clar că presupune și niște riscuri. A doua tură când am intrat, am spus că am intrat doar tehnic, nu am intrat pe acel hype. În mod normal. La fel am procedat și anul trecut, că am uitat să menționez, am intrat de fapt în niște tranzacții. Le-am cumpărat de la 22 și 27, ulterior am mai cumpărat odată și iarăși le-am văzut la 50 și ceva. Dar acolo vorbim deja de o perioadă de câteva săptămâni în care am obținut un randament de aproape 100%.
Deci, tragem niște prime concluzii. Putem obține randamente de ordinul ăsta, din punctul meu de vedere, nu într-o zi, decât așa, dacă, da. Nu știu, nici nu știu cum am putea obține 80% randament într-o singură zi. Și mai departe, pentru a obține niște randamente de genul acesta în câteva săptămâni, luni, e clar că vorbim de altceva mult mai elevat decât o strategie buy and hold. Adică eu, din ce înțeleg de la voi, randamentele astea sunt obținute în baza unor analize și în baza unor idei mult mai aprofundate decât ceva basic-ul buy and hold, da? Adică, obligat, da. Obligat, da. Tu ce motive ai avut, Răzvan, când ai cumpărat Tesla anul trecut? Pentru că o să revenim imediat și la discuția cu privire la astăzi. Ok, când ne uităm în spate și vedem 80% randament și citește un începător informația asta, hai să vedem cum va acționa el. O să discutăm imediat și de subiectul ăsta. În piață erau și anul trecut și sunt și anul ăsta foarte multe semne și dacă ar fi să gândesc ca un investitor clasic, așa, n-aș fi cumpărat Tesla, tocmai pentru că tot ce înseamnă cifrele în ceea ce privește analiza fundamentală a companiei nu sunt ceea ce trebuie și nu ar fi putut fi clasificat niciodată ca o companie, ca o acțiune de growth. Nu. Pur și simplu ea are o stabilitate. Lumea nu cred că se aștepta ca ea să se aprecieze atât de mult. Însă trăim în vremurile influencerilor și în ceea ce privește partea asta financiară, spuneam și mai devreme că este un punct de reper CEO-ul Elon Musk, da. În momentul în care s-au splituit, acolo am văzut potențial de creștere, am intrat, am cumpărat. Nu mă așteptam să crească atât de mult, mă așteptam să crească mai temperat, iar unul dintre motivele pentru care le-am și vândut acolo a fost creșterea asta accelerată. A fost un hype și acolo, pentru că pe lângă Tesla a crescut și NIO, ce spunea și Iurie mai devreme, adică a fost un moment, la fel cum Bitcoin se întâmplă să tragă restul monedelor după ea atunci când crește. La fel s-a întâmplat și cu Tesla în perioada aceea. Multe companii de profit. Scuză-mă, te rog că te întrerup. Hai să le arătăm celor care ne urmăresc puțin de ce spunem noi că Tesla, din punct de vedere a performanțelor financiare, prezintă o inovație în piețele financiare, pentru că practic tot ce știam noi ca teorie despre raportul dintre cerere și ofertă și prețul real al acțiunilor direct proporțional cu business-ul din spate, Tesla rupe orice ce știam. Avem un raport per de 1052. Păi, cărțile de investiții spun că noi avem o investiție pe termen mediu și lung atunci când raportul PER e sub 30, raport PER sub 10 e ideal. Aici avem 1052. Pe partea cealaltă, EPS-ul, earnings per share, e foarte mic. Adică veniturile per acțiune sunt foarte, foarte mici, adică avem multe alte companii și totuși trăim o perioadă în care Tesla cumva rescrie istoria piețelor financiare, întrucât aici nu mai mizăm atât de mult pe business, ci mai mult pe, uite, cum spuneai și tu, acest influencer, acest personaj. O poveste asemănătoare avem și cu GameStop. Nu, Iura, cum? Aici tu ce argumente ai avut pentru a cumpăra? Te-ai folosit pur și simplu de momentul în care s-a creat toată vâltoarea sau cum ai procedat? M-am folosit de acel moment. Inițial, când a avut loc un boom de la, hai să zicem, $20 până la $500, vă dați seama că aici nu merge vorba de raport PER sau orice altceva. Mergea vorba despre o comunitate de pe Reddit care a decis să se opună fondurilor de investiții, pentru că GameStop era o companie care era practic în prag de faliment și toate fondurile de investiții mari mergeau cu poziții short, adică vindeau acțiunile acesteia, dar acele persoane care făceau parte din acel grup, era un grup de mileniali, să spunem așa, persoane care țineau foarte mult la compania aceasta din punct de vedere emoțional. Și ce au făcut ei? Au decis până la urmă să se opună fondurilor de investiții și toți într-un moment dat să cumpere acțiunile acestora. Fondurile au pierdut miliarde de dolari în acel moment. Deci a fost cred că pentru prima dată în istorie s-a întâmplat o astfel de mișcare de acțiune din partea investitorilor de retail. Eu n-am prins prima mișcare, nici n-am avut de gând să mă bag, pentru că iarăși vorbim de hype și nu știi ce se va întâmpla în acel moment când prețul crește brusc de la 100 la 200 în câteva ore. Deci nu-i normal. Dar
În a doua mișcare, când prețul s-a mai liniștit, apele s-au mai liniștit, după ce prețul și-a făcut o corecție, am început să văd niște semnale clare de cumpărare, tehnic vorbind, da. Și erau divergențe, deja spargerile maximilor locale, trendul și-a schimbat direcția, așa am decis în acel moment să și cumpăr și chiar am prins momentul potrivit. Dacă ne uităm și pe EPS negativ, da, raport per not available, deci asta dacă să discutăm despre business-ul GameStop. Deci a fost pur și simplu mișcare, m-am decis, de fapt m-am gândit că încă nu s-a uitat de această companie, n-am crezut că, sau nu că n-am crezut, credeam că va mai avea loc o asemenea mișcare. Am zis, băi, hai să încerc până la urmă, pentru că eu mă bazez, okay, după cum am menționat și în videourile trecute, foarte mult pe analiza tehnică și arăta foarte, foarte bine. Domnilor, de ce credeți că începătorii sunt atât de atrași de titluri din astea bombastice? Cumpără Tesla, cumpără Amazon, randament de 80%. Care e logica? De ce ne dorim? Robert spune o chestie foarte interesantă și zice, oamenii vor succes pe termen scurt, nu știu să-l obțină și atunci pentru ei rezultatele pe termen scurt sunt garanția succesului cumva. De ce începătorii sau la începători prind atât de tare chestiile astea rapide, 80%, 50%, Bitcoin 800%, nu știu? E o mentalitate generală și ai folosit bine termenul de începător, pentru că deja investitorii care au trecut puțin prin orice fel de piață se educă că nu sunt atât de ușor de obținut, sau dacă le obții, le obții cu o mică parte din portofoliul tău și anume aia care chiar ai alocat-o la astfel de instrumente piscante. Noi cu toții vrem succesul peste noapte. Dacă ar fi să ne raportăm doar la mentalitatea noastră de români, trebuie să gândim cum majoritatea gândește afacerea în România, da? Mă uitam la un moment dat la un reportaj între diferențe din România și din Turcia, unde acolo oamenii gândesc business-uri să ajungă la break-even după 5 ani, 10 ani de zile. Erau câteva hoteluri, vorbeau cu managementul unui hotelier care spunea că business-ul lui, investiția de fapt, va ajunge să se amortizeze undeva în 20 de ani de zile. Lucrurile acestea sunt concepte cu totul și cu totul noi față de mentalitatea românească. Noi vrem ca business-ul să ne producă în primele 3 luni de zile sau ca investiția să ne producă în prima lună. Așa am fost noi. Astea sunt cărțile pe care nouă ne-au fost predate de către cei care ne-au format. Deși ne dorim independență financiară atinsă peste 10 ani, 15 ani sau o pensie liniștită, totuși noi acționăm pentru a obține rezultate de genul acesta pe termen foarte scurt. Iura, nu e o problemă asta din partea începătorilor, cum că ei se aruncă într-o vâltoare pe care nu o cunosc în realitate, adică ei văd doar partea plină a paharului, când de fapt bursele au și corecții. Nu e periculos? Băieți, eu aș face o mică diferență aici. Începătorii pot fi și ei categorisiți. Vorbim de începători, hai să zicem oameni care trăiesc de pe o zi pe alta, cu venituri foarte mici, nesatisfăcătoare, și vorbim de chiar antreprenori, dar care n-au avut niciodată contact cu acest domeniu. Ce am observat eu, chiar și din persoanele pe care le-am cunoscut, oamenii care au trecut, au experiență în business, ei nu cred că se pot obține peste noapte asemenea randamente și nici nu se bagă. În schimb, acei oameni care, de fapt, își doresc să-și satisfacă nevoile, mofturile, tot, ei se aruncă de obicei în asemenea situații. Da? 80% randament peste noapte pentru un începător, cum a spus și Răzvan, într-un moment dat trăim într-o epocă de influencer, este destul de riscant, dar oamenii nu văd partea goală a paharului, se uită doar la partea plină a paharului și, cu părere de rău, din păcate, se implică în acest domeniu, fără cunoștințe, fără o bază. Adică, băi, chiar și noi, cei care obținem randamentele astea uneori, noi avem ani de zile în spate de muncă, dar cum poți să zici că poți obții banii respectivi într-o singură zi, fără nimic în spate, nu mi-explic asta. Și da, sunt persoane care cred. Vă ofer următorul context. În România se discută despre faptul că bursa e periculoasă. Văd randamentele astea obținute pe diverse piețe, de la cripto la acțiuni, da? Și cumva vreau să nu pierd trenul, da? Apare FOMO.
Fear of missing opportunity. Dacă voi face profit, e mișto bursa. Dacă pierd, îmi voi confirma că bursa e periculoasă, nu? Nu cumva asta... Pentru că noi știm ce se va întâmpla, adică mai devreme sau mai târziu corecțiile sunt inevitabile. Nu cumva asta va întări și mai mult ideea și mitul acesta acum că bursa e periculoasă? Obligat, da. Ziceai mai devreme de randamentul de 80% obținut de începători. Eu cred că acolo e cel mai mare pericol. Dacă sunt începător și fix în prima lună de zile, dau peste un randament de 80%. Pentru că o să-mi creez anumite așteptări, iar în momentul în care va veni corecția de care ziceai tu mai devreme, exact asta am să zic. Bursa e teribil de periculoasă, uite cum am încântat eu că am făcut nu știu câți bani, dar după aceea i-am pierdut. De aceea începutul trebuie să fie unul oarecum echilibrat, în care omul ar trebui să vadă și partea pozitivă a paharului, tocmai ca să aibă ce să-l miște în față, dar să vadă și partea negativă a paharului, tocmai ca să se ancoreze bine în situație și să se balanceze. Dar da, de cele mai multe ori oamenii când dau kicks o să dea vina pe instrumentul respectiv că din cauza lui am pierdut, nu din cauza că eu nu am avut răbdare, astfel încât să înțeleg foarte bine elementul sau piața în care voi intra și după aceea cu adevărat să gândesc lucrurile corect. Acest FOMO, Fear of Missing Opportunity, apare exact în acel moment în care vine și corecția. Adică, de obicei, nu se creează furor și hype în momente de corecție. Cazul unor acțiuni care cresc constant și ușor. Se creează un hype în momentul în care a fost o explozie și normal că după acea explozie se urmeze o corecție. Și toți din jur aud acest lucru, e clar că investesc și o iau. E normal. Asta voiam să dezbatem. Nu cumva atunci când sunt mediatizate randamentele, de fapt trenul e plecat de mult din gară? E ajuns deja în gara cealaltă și mulți se urcă în el, da? Bitcoin 2017 decembrie e exemplu perfect, da? Sau Tesla în momentul în care a ajuns la 800, nu mai știu, 850, 860 e momentul perfect. O să fie hype în momentul în care prețul deja a ajuns la, adică este demn de luat de mass media, este o întâmplare. Iar atunci ajunge la, se marketează și ajunge la cât mai mulți oameni și tot mai mulți oameni zic gata, dacă intru acum și are exact aceeași creștere care a avut-o până acum, uite că bani o să am peste 2 luni de zile. Doar că piețele... Și cine crezi că profită de acest lucru, de fapt? În momentul în care o companie este mediatizată, fondurile de investiții profită de obicei, da? Pentru că ei încep să vândă celor care cumpără, adică investitorilor de retail. Noi spunem că în piață există 3 categorii de participanți, bulls, bears și pigs. Și în general... Da, sunt tauri, urși și porci care sunt direct măcelăriți și în general sunt acei începători care cumpără Tesla în vârful vârfului, care cumpără Bitcoin în vârful vârfului și hai să zicem că problema nu ar fi chiar asta. Dacă tu ai ști să faci un buy la discount, să știi să identifici până unde se oprește corecția și ăla să fie punctul din care să cumperi, nu cred că ar fi asta neapărat o problemă, dar problema e că tu nu știi absolut nimic. Ai cumpărat și te aștepți la rezultate. Pentru că eu observ un fenomen. Începătorii sunt foarte atașați emoțional de pozițiile lor. Discutam zilele trecute cu un cursant de-al nostru care a dat un sell pe petrol. Petrolul ieri, după întâlnirea OPEC, a început să crească. Și zic, băi, dar n-are logică sell-ul ăla, pentru că s-a oprit într-un nivel. Ok, stau să-l urmăresc. Păi e normal. Adică te-ai însurat cu petrolul, cu poziția aia. Bă, n-are logică sell-ul. Nu cumva începătorii și aici vor avea de suferit prin faptul că în loc să gândească rațional și să ei se atașează emoțional de pozițiilor și merg până în pânz, nu, că trebuie să crească, trebuie sau să scadă. În mai multe puncte de vedere aici, putem să vorbim despre cele 3 păcate din tranzacționare pe care le va face orice fel de investitor, sau aici putem să mergem doar în ăsta care definește și anume speranța. Unul este speranța că el nu o să piardă poziția aia și până la urmă tot o să-l scoată, măcar pe break-even sau plus mic. Și doi la mână, că este și teama aia să nu te înșele, adică să fii bun în ceea ce faci. Iar în momentul în care o poziție la început se duce nasol, tu îți pierzi încrederea în tine și tu nu vrei chestia asta. Deci pe de o parte e partea financiară, da? De acolo speranța că băi, trebuie să-l închid măcar pe un plus mic, că na, e contul meu, sunt banii mei, am muncit pentru ei, nu vreau să se întâmple nimic cu ei. Și pe partea cealaltă e teama asta de a eșua.
și ei nu vor să eșueze și de asta o să facă pe naiba în patru, astfel încât să scoată poziția aia. E și pe partea financiară, dar este și pe partea asta de a nu eșua. Și atunci deja pierzi din vedere tot ce înseamnă analiză tehnică, analiză fundamentală și rațiune. Pur și simplu pentru că tu ești cu tine în mintea ta și nu vrei să dai kick. De asta consider că un investitor complet ar trebui neapărat să se bazeze și pe analiză tehnică. Și aici depinde și ce perioadă... Eu nu cred, Răzvan, așa ceva, nu. Dar tu ce? Poți să faci buy and hold, cock and kiss și la revedere, ce, da? De ce ai nevoie de analiză? Eu nu cred treaba asta. Sunt investitori care sunt și de părerea asta, însă aici timpul pentru a ajunge la rezultat sau investiția trebuie gândită pe cel puțin 20 de ani. Acum, dacă vrei să gândești o investiție pe mai puțini ani, atunci da, și analiza tehnică ar trebui să facă parte din repertoriul tău de stock picking, dacă vrei, ca randamentele să fie mult mai ok și tu emoțional să stai mult mai bine. Că aici este marele lucru. Că ok, dacă ai cumpărat într-un maxim, dar hype-ul te ajută ca acea acțiune încă să mai crească, ai să fii ok emoțional. Dar dacă tu ai cumpărat într-un hype, vine corecția și probabil peste un an de zile acțiunea ta din nou va fi profitabilă. Dar este foarte important tu la început cum vei suporta emoțional anul ăla de zile în care ai să stai pe minus, pe minus. Aici vroiam să fac și o mică paranteză. Îmi place mult o imagine, ecologia din spatele ciclului pieței. Vorbim de psihologia de aici. De obicei, totul începe cu speranța, optimism, cred că se va întâmpla, că va crește și abia undeva prin zona respectivă, da, I'll buy more on margin, de aici se începe cumpărarea. După care urmează și euforia, ultima mișcare a pieței și gata, eu voi fi bogat, eu sunt un geniu, totul e bine. De aici începe și partea cea mai, să zicem, negativă. Eu văd un double top acolo, Iura, nu? Da, 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 exact. Poate mai este și o divergență pe aici. Începe anxietatea, denial, panica. Negarea, de obicei, da. De obicei, în zona unde există panica și deja ești foarte nervos, pare rău că ai luat deciziile respective, atunci decizi să și vinzi. Dar, de fapt, în mod normal, pentru investitorii cu experiență, astea sunt zonele cu cele mai mari oportunități. Da? Pentru că deja se observă că această mișcare începe să se consume, trendul este destul de slab, ce ar urma, într-un moment dat, o perioadă foarte oportună de cumpărare. Însă ei deja luând decizia să vândă pe pierdere, pentru că au cumpărat din vârf, nu mai au răbdare necesară, nu cunosc nimic din analiza tehnică, vând în această zonă și după care prețul crește și mai intră și în depresie și li pare și rău. Pe acțiunile de la Teraplast eu am un randament de 43% într-o lună jumate. 43% într-o lună jumate. Dar dacă mergem și ne uităm pe grafic, mai ăsta un moment bun de cumpărare sau nu e? Adică, acum în piață apare FOMO, da? Băi, a crescut 43%, mai vreau și o felie din bucata aia de pizza, da? Hai să cumpăr. Și eu acum ce să fac? Aștept, pentru că eu vreau să mai aloc capital aici. Dar ce să mai aloc când aici, în mod normal, deja MACD-ul a ajuns în extrem, ar mai veni un val de creștere, închide vreo divergență normală în 1-2 valuri, vine corecția, ăla va fi punctul în care voi cumpăra. Adică, uite, situația asta acum, real, în momentul de față, chiar pe Teraplast, da, este o situație unde se poate face o diferență interesantă ca randament. Adică una e să cumpăr acum, una e să mai aștept o lună, două, trei, cumpăr din minim și toată recuperarea o voi transforma în profit. E clar că și voi, la fel ca orice alt investitor, aveți niște scopuri în investiții, da? Pentru voi, randamentul, ce semnifică? Cum priviți voi randamentul? Cifra? 5%, 10%, 80%? E un KPI al investiției? Este obiectivul final? Cum vă raportați strict la randament, la cifră, la procent? Depinde de portofoliu. Acum, în portofoliu pe care eu îl am, într-adevăr partea de instrumente mai riscante,
cum ar fi cripto sau cum ar fi diferite acțiuni pe care eu le-am cumpărat în perioada în care ele, cum spuneai și tu, erau la discount. Iar aici, într-adevăr, investițiile astea pentru mine nu sunt pe termen lung. Sunt până în momentul în care ele își vor recupera randamentul din piață, randamentul lăsat, dar în momentul în care toată lumea a început să vândă. Aici mă aștept la randamente mari, dar nu am un scop, ajung până la randament ăsta și după aceea închid, pentru că piața, cum spuneai și tu, câteodată e un organism viu. Ea se modifică de la săptămână la săptămână în funcție de fundamental, în funcție de, uite, de exemplu, dacă aș fi avut investiții în petrol, ieri tot mindset-ul meu se schimba, tocmai pentru că a apărut un meeting și lucrul acela a schimbat absolut toată piața. Cum s-a întâmplat cu vasul acela de a blocat canalul până mai zilele trecute. Din nou, este un lucru care va aduce schimbări în piață. Deci, din punctul ăsta de vedere, în portofoliu, mai riscant să-l denumesc așa, acolo nu prea ai un termen limită sau pur și simplu, în momentul în care tu vezi ceva tehnic că vine împotriva ta sau ceva fundamental că vine împotriva ta, cel mai probabil ai să ieși din pozițiile alea și ai să le lichidezi. În ceea ce privește portofoliul a la long, care este gândit acolo să crească pe perioadă foarte lungă de timp, acolo nu mă deranjează, acolo încerc să-mi fac o medie undeva la un procent de 8-10% pe un an de zile și cu ăla eu mă mulțumesc. Deci dacă ar fi ăla, ar fi KPI-ul meu, ăla ar fi targetul, scopul la an. Că o să fie ani cu 4% sau cu minus 10%, că o să fie ani cu plus 15% sau plus 20%, mă interesează în medie. De-aia investiția asta pe termen lung ar trebui să fie cât mai diversificată, iar investiția în ceea ce privesc instrumentele de, nu știu, pe piața acțiunilor, stock picking sau în Forex, diferitele valute. Uite, de exemplu, acum Euroron face furor și e posibil să facă din ce în ce mai mult. Într-adevăr, și Banca Noastră Națională o să intervine la un moment dat, dar puterea nu este de partea ei, iar după aceea tot o să lase lucrurile din mână și iar euro iarăși va crește. Mi-aduc aminte când am făcut prima investiție în 2012-2013, ceva de genul ăsta, euro, era 4,2 4 lei, 4, nici nu mai știu, dar oricum ceva de genul ăsta. Deci noi numai din creșterea euro avem randament, cred că de 20-30%, dacă nu mai bine. Iura, la tine cum stau lucrurile când discutăm despre randamente? Ce reprezintă pentru tine randamentul? Te uiți la randament? Nu te uiți la randament? Da, mă uit la randament. În filmulețele anterioare am menționat că eu nu sunt genul de investitor care să stau ani de zile cu investițiile făcute, cu poziții deschise. Pentru mine personal, eu cum am selectat portofoliul, mi l-am sortat, am făcut stock picking, pentru mine nu contează companiile care dau randament mai mic de, hai zicem, 20%. Da, deci toate companiile, acțiunile, investițiile care le leg, atât chiar și în cripto și până la urmă piața valutară, toate sunt acele instrumente mai volatile. De ce o gândesc așa? Nu vreau să stau cu banii blocați timp de un an, doi, pentru un randament de 10%, dacă acești bani îi pot folosi în alte investiții pe termen mai scurt și să produc mai mult, pentru că, iarăși repet, am niște abilități pe care mi le-am creat timp de ani de zile și ar fi păcat să nu le folosesc. Dar aici mă refer doar la persoanele care deja au cunoștințe, care au experiență în piață. Ajungem tot la profilul de investitor. Dacă ești genul de om care, băi, nu vreau să aloc foarte mult timp, vreau să am niște investiții făcute pe ani de zile înainte, clar lucru că tu nu poți să zici că, băi, merg pe niște investiții care dau randamente în câteva săptămâni de 50 sau 80%. Deci pe niște randamente de 10-20% maxim dacă vorbim pe an. Da? Cam așa văd eu personal lucrurile, așa mi-am selectat eu acțiunile din portofoliu. Vă ofer următorul context. Sunt începător, citesc, intru pe vreun grup de Telegram, scrie cineva acolo sell petrol, că am înțeles că sunt în România grupuri unde se fac recomandări directe de investiții, sell sau, nu știu, buy Tesla sau mai știu eu ce altceva, da? Și investiția se dovedește a fi una profitabilă. Spun despre respectivul care mi-a dat informația respectivă, guru, ești cel mai mișto, cel mai tare. Alt grup, unde la fel, se spune buy petrol și mai știu eu, și lucrurile ies prost. Voi avea tendința să cataloghez că ce prostii faceți, ce nu ești bun, ești rău.
cum e corect să ne raportăm la astfel de zone? Sunt sănătoase pentru începători? Nu sunt sănătoase? Cum vedeți voi lucrurile? Depinde ce filtru ți-ai creat. Eu sunt un exemplu de ce spuneai tu mai devreme. În momentul în care am început să investesc, era un site pe care mergeam să urmăresc analiza fundamentală. De acolo îmi luam știri, îmi luam alte lucruri. Fix în mijlocul chenarului avea o rubrică de idei de tranzacționare. Și erau acolo diferite idei pe diferite instrumente. Și curiozitatea, bineînțeles, că m-a făcut să intru acolo și să fur idei de acolo, pur și simplu. De ce? Charturile lor erau colorate, aveau 1000 de indicatori, argumentele lor la vremea respectivă mi se păreau dumnezeiești. Am zis, gata, am nimerit unde trebuia. Și am început să iau tranzacții de acolo. Una bună, una proastă, una bună, una proastă, una bună, una proastă. Per tot, adică na, în piață ai cam ai 50-50% șanse, deci cam randamentul era unul normal, da? Cum le luam eu la întâmplare așa, pe cele care, la care le dădeam crezare. După o lună de zile am stat și m-am uitat la ce făcusem, randamentele erau undeva de zero. Dar ce am învățat a fost că nu am învățat absolut nimic, adică am luat toate instrumentele și le-am dat, dar eu personal, pentru mine, nu făcusem niciun pas, adică nu evoluasem absolut nimic. Într-adevăr, spuneam de ăia care dădeau idei bune de tranzacționare că sunt extraordinari și de ceilalți că nu. Ăsta este primul lucru care îți vine în gând în momentul în care ești începător. Dacă lucrurile merg bine din prima lună, atunci gata, ai descoperit piața perfectă și vorbele de cele mai multe ori sunt: nu-mi vine să cred că n-am făcut asta până acum, sau nu-mi vine să cred că de-abia acum am învățat lucrul acesta. Iar și încă momentul... ceva, Răzvan, și dacă e așa ușor, de ce nu face toată lumea? Exact. Iar în momentul în care în prima lună ai randamente negative, încep să vezi pitici în spatele platformei care mișcă prețul doar contra ta. Sau încep... Știai că piețele financiare sunt făcute de extraterestri? Da, da, da. Ai da. Auzit și tu treaba asta, nu? Că și eu am auzit. Sau vin oameni care zic, vrei să dai o tranzacție bună? Eu zic, da, atunci dă opusul tranzacției pe care am dat-o eu, că sigur ție o să ți se ducă bine, da? Contează foarte mult prima experiență, prima dată cum te lovești de piață. Dacă te lovești pozitiv, hai să zici că gata. Uite, o să spun și eu, dar las pe Iura să-și spună părerea, dar o să spun și eu experiența mea cu astfel de servicii, da? Te rog, eu n-am avut experiență cu canale de genul. Nu am intrat, nu m-am ghidat niciodată după cineva. Nu știu, poate nu mi-a venit în cap atunci sau eram mai reticent pe partea asta. Dar canalele de genul acesta, mereu, fără nicio excepție, vor aduce doar negative din partea oamenilor. De ce? Pentru cum a spus Răzvan, băi, îți merge bine o lună de zile, îți merge bine două luni de zile, într-un moment dat, fără cunoștințe și mai ales că nu ești nici pregătit pe partea emoțională să vezi pierderi pe cont, tot o vei da de gard. Dacă mergi prost, automat deja ai dat-o de gard și tot vin negativele. Da? Nu sunt niște zone sănătoase, doar dacă sunt niște zone unde participă deja investitori adevărați, se fac analize împreună, analize cu argumente solide, cu analize solide, nu 100 de indicatori că unul spune buy, altul îmi spune tot buy, dar celălalt îmi spune sell, dar pe ăla nu mă uit atât de mult și chestii de genul. Da, deci vorbim de o comunitate, chiar și care o avem noi creată, o comunitate de investitori deja cu experiență. Nu vorbim de oameni începători care îl urmărește pe nu știu cine, un guru sau unui guru și mă bazez pe el, pe deciziile lui. Asta este. Aici, în momentul în care am început să am făcut primii pași în investiții, l-am descoperit pe Vladimir Ibakov, un tip care tranzacționa cu ani înaintea mea. Tipul avea și serviciu de educație, dar și serviciu de semnale de tranzacționare. Și bineînțeles că, da, la semnale de tranzacționare m-am abonat și eu și am început să tranzacționez pe baza semnalelor lui. Într-un final am ieșit pe minus după semnalele lui de tranzacționare. Dar de aici am înțeles ceva. Experiența de a învăța și de a înțelege argumentele pentru care sunt date tranzacțiile reprezintă esența drumului. Pentru că atâta timp cât ți se spune dă sell de aici, buy și așa mai departe, fără să spui întrebări de ce, care sunt argumentele, tu nu înveți nimic.
și mai departe îți creezi o strategie dependentă de respectivul, care mai devreme sau mai târziu, bă, ăla poate mâine moare, Doamne ferește, nu știu ce se întâmplă cu el, tu ce faci? Și atunci, cumva, am și chiar și cu persoanele cu care lucrez direct, nu recomand astfel de servicii, de semnale de tranzacționare, pentru că ele, de fapt, sunt începutul sfârșitului pentru un începător. Adică, în loc să-și pună întrebări cum să învețe, ce să învețe și cum să facă o analiză corectă, pentru că, în esență, deschiderea și închiderea unei tranzacții nu sunt decât consecința unei analize. Adică secretul în investiție în analiză, nu în deschiderea tranzacției. Da. Domnilor, în încheiere, top 3 zone de investiții pe care le urmăriți pentru anul 2021. Vă rog, eu am 3 pregătite, vi le și arăt, dar vă las pe am voi. Și eu. Vă rog, nu urmăresc nimic. Eu urmăresc chiar și 3 companii din industrii diferite, o să le menționez și aici. În primul rând mă orientez spre, bine, pe lângă NIO și Tesla, hai să le lăsăm un pic, că deja s-a adunat prea mult hype în Iura, învață-ne să ne uităm unde nu se uită toată lumea, acolo da. Sunt banii, nu unde se uită toată lumea. Mă orientez spre o companie care se ocupă de producerea bateriilor pentru mașinile electrice. Da? Deci toți se uită la mașini electrice, dar nu se uită la companiile care se ocupă de producerea acestor baterii. Și mă refer acum la Plug Power. El acum are un preț de acțiunile acestea, de fapt, au un preț de 35 de dolari, dacă mi-amintesc bine. Îl estimez în perioada următoare cam să ajungă minim la 75 de dolari, deci să-și dubleze deja valoarea, pentru anul acesta mă refer, pe care mă orientez spre industria iarăși cinematografică. Vorbim de companiile cum este Cineworld, probabil ați auzit, toate Cinema City-urile din toată lumea sunt ale lor. Acțiunile pe ăștia nu-i pască falimentul? Nu-i paște falimentul? Băi, arată bine pe grafic, dacă mă uit la el, da. Pe grafic, da, dar ce fel de contabilitate? Bine, dacă ne referim la analiza... Dacă vorbim de analiza fundamentală, aici sunt de acord, pentru că au suferit foarte mult în perioada asta de pandemie. Dar la cum decur lucrurile în momentul de față, atât în SUA și în țările, bine, Canada, SUA, Australia, Noua Zeelandă, în afară de Uniunea Europeană, unde lucrurile se tot agravează cu partea pandemie, cred că vor reveni destul de rapid. Acțiunile acestora sunt acum aproape de 100 de dolari, deci 99 de dolari, le estimez să crească până la maximele care le-au avut înainte, în perioada pre-pandemică, cam la 300 și ceva de dolari. Deci aici avem, cred că, cea mai masivă creștere din acele trei care le voi menționa. Și clar să nu uităm de industria aviației, vorbim de Boeing, deja o cunosc mai mulți. Am citit că au primit o comandă de nu știu câte sute de avioane, 737, astea max, 74, 775, 7, nu mai știu exact care da. Sunt. Recent. Ei la fel se ocupă cu designul și producerea avioanelor, construcția lor, de fapt, atâta rachetelor, a sateliților. În fine, ideea este că aștept și din partea acestor acțiuni să-și dubleze valoarea. Sunt acum în jur de 250 de dolari, cred că vor ajunge cam la 440-450. Na, uite trei zone pe care eu mă orientez, chiar trei companii care le urmăresc și chiar mă uitam azi dimineață pe ele și arată foarte bine, mă tentează. Deja în perioada următoare să cumpăr acțiunile acestea. Spunea Iurea mai devreme că să lăsăm NIO și Tesla la o parte. Eu Tesla l-aș lăsa la o parte deocamdată, dar gândindu-mă pe NIO, mie îmi place teribil de tare și el, normal, din nou, ținându-se după Tesla, a suferit un discount destul de mare. Eu încă urmăresc NIO și îmi place ca și moment de intrare, cu toate că anul trecut a fost un an foarte, foarte profitabil pentru el. Dacă nu mă înșel, anul trecut a crescut undeva la peste 1000%. Pe tot anul, iar Tesla crescuse undeva la peste 800% sau 600%, nu mai rețin exact. Mie NIO încă îmi place și mai îmi place o companie tot din China, o companie mult mai mare, și anume Alibaba. Alibaba, din cauza a multor scandaluri pe care le-au avut acolo, la un moment dat chiar și fostul CEO, că nu mai este în poziție de CEO, fostul CEO era dispărut tocmai pentru că se considera că a avut ceva probleme cu autoritățile și așa mai departe. Dacă o să vă uitați pe chart, o să vedeți că a suferit un declin destul de interesant, însă eu văd același drum pe care îl are și Amazonul, doar că din partea chineză. Deci eu urmăresc Alibaba cu mare interes.
Pe altă parte, dacă e să ieșim puțin din zona asta de acțiuni și să mergem în zona de patriotism, eu am cumpărat e-gold, este o criptomonedă a noastră, 100% până acum. Până acum 100% este producție românească, iar eu acolo de la începutul anului îmi consolidez pozițiile destul de bine. Vrei să spun ceva? În fiecare lună. Știi că și eu am cumpărat e-gold, știi? Da, da. Am da. Zis, nu? Dar știi când am cumpărat? Ai zis de FOMO? Atunci! Regler, 160, 170. Unde? Cred că am luat în 200 aproape. Eu l-am prins destul de bine și mi-am în aplicație poți să-ți activezi recurent, să-ți aduc aminte să cumperi în fiecare lună. Adică aplicația e foarte bine gândită, o să discutăm noi despre asta. Și pe lângă asta e o companie care mie mi-a atras interesul, se numește CRISPR. Este o companie care își dorește prin modificarea ADN-ului uman să scape umanitatea de foarte multe boli. Prima boală este diabetul. Robert ne povestea despre asta, nu? Cu tipa care a fost nominalizată la premiul Nobel? Sau cumva că îți vei putea alege sexul copilului și cum va arăta și chestiile astea? Nu știu dacă fix compania asta, pentru că am înțeles că este un val în direcția asta, dar da, dacă poți să modifici ADN-ul, ai să poți să faci absolut orice. Compania asta, scopul ei moral, cam ăsta este. Prima dată să scape lumea de diabet și după aceea, pe măsură ce devin mai buni și mai buni și mai buni, orice fel de problemă pe care tu ai moștenit-o genetic va putea fi rezolvată. Adică, nu știu. Partea cu ochii și cu alte lucruri bănuiesc că ține mai mult de mofturi, dar ei cam și-au propus să scape lumea de boli și cine știe, poate ajungem să avem media de viață undeva pe la 200 de ani, nimic surprinzător pentru viitor. Dar da, e o companie care a crescut destul de mult, acum aș face o corecție, însă eu o văd cu potențial destul de mare de creștere. E o industrie care nu are loc decât de creștere. Asta zic. Acum, eu cred că aici vorbim de un fenomen asemănător mașinilor electrice. Adică da. Deja vechile business-uri, industria grea, nu mai e de interes. Adică acolo sunt old school investors, tinerii se orientează, nu uite, în zone de astea ambițioase care schimbă viața, știi? Îl urmăream pe Shaquille O'Neal. Eu sunt fan Shaq de foarte mulți ani. El, bineînțeles că investește în destul de multe lucruri. La început investea destul de prost, adică spunea el, veneau oameni la mine și îmi cereau 100.000, 200.000 ca să facă afacerea, ca să facă afacerea. Eu le dădeam, vreau să vă zic că până în momentul de față n-am avut nici măcar un dolar profit din toate afacerile astea pe care le-am făcut. Și după aceea a fost la un seminar al lui Jeff Bezos. Și Jeff le-a spus că întotdeauna când te gândești la o investiție, să te gândești la o investiție care în viitor va putea schimba în bine, nu știu, condiția umană sau va aduce o umbră de bine asupra umanității. Și spunea așa că de când a adoptat viziunea asta, și-a dublat, și-a triplat, și-a quadruplat averea de când a început să investească, bazându-se pe faptul că în viitor acel ceva va aduce un lucru bun umanității. Asta este o companie de genul, cum sunt și mașinile electrice, cum sunt și multe alte tehnologii noi. Îmi pare foarte rău că la noi în România avem o bursă atât de slabă. Băi, adică stau și imaginez cum gândesc oamenii ăia în alte zone. Poftim? Zic, e foarte subevaluată bursa noastră. Și dar nici nu ai, Răzvan, ce să alegi. Adică dacă e să discutăm despre evoluția bursei, da? Da, sunt tot aceleași business-uri clasice, bănci, adică e așa, nimic inovativ, știi? Nimic, da, efectiv da. Nimic. Eu cred că e și teama companiilor de a se lista, tocmai pentru că văd că licitatea nu este cine știe ce și mai degrabă preferă să, nu știu, să meargă, să ia un împrumut ca să aibă o expansiune mult mai rapidă. Și pe partea cealaltă, investitorii nu vin așa cu saci de bani în bursă, pentru că și noi avem
o corupție la nivel național care este foarte cunoscută atât în țară cât și în afara țării și de aici orice fel de schimbare legislativă poate duce la o prăbușire din nou a bursei, cum s-a mai întâmplat de atâtea ori. Deci eu cred că e un efect din ambele părți, și al companiilor care nu se listează sau frica de a nu se lista, dar și al investitorilor cu frica de a nu suferi din cauza parlamentului. Domnilor, vin și spun așa unde ne orientăm anul ăsta. Avem niște IPO-uri extrem de interesante. Mare atenție, UiPath, bănuiesc că ne spune ceva tuturor, da? Este practic primul unicorn românesc, va fi listat în primul semestru al anului 2021. Deci eu zic că aici va fi o oportunitate de urmărit în realitate și eu clar nu voi rata IPO-ul ăsta, adică mi se pare extrem de atractiv. Mai avem Deliveroo, care știm deja livrare de alimente, iarăși vorbim de o zonă care mai mult ca sigur în timp de pandemie va crește și chiar și după, pentru că se rescriu normele sociale. Și mare, mare atenție, vorbim de platforma Robinhood, care se va lista și ea la bursă. În 2021 nu există o dată stabilită. Vorbim de o casă de brokeraj destul de interesantă. Vedeți, pentru Robinhood, valoarea IPO-ului se estimează a fi la 5,6 miliarde de dolari, valoarea Deliveroo va fi la 1,39 miliarde de dolari, valoarea UiPath încă nu este stabilită, dar mi se par trei companii interesante de urmărit pentru anul ăsta, unele în semestru 2, unele pentru tot restul anului. Mă mai uitam la Palantir, nu știu dacă vă spune ceva compania asta, vorbim de date, da? Vorbim de colectare și interpretare date. Da? Tehnic vorbind, deja aici, pe mare atenție, vorbim de un maxim de 44, acum e la 23, deci practic o scădere de vreo 50% a prețului acțiunilor, doar că aici deja vedem că avem divergență normală și vânzătorii încep să scadă, ceea ce semnifică faptul că undeva peste maximul ăsta, adică undeva 27-70, consideră a fi un moment bun de cumpărare aici, fiind și cea mai recentă pantă a trendului, cumva ceva de genul ăsta. Deci pe Palantir undeva peste 27-60 ar fi un moment bun de cumpărare și bineînțeles o să închei doar cu un singur grafic, cu Google. Nu știu dacă cei care ne urmăresc acțiunile la Google, dar Google stă în flat-ul ăsta aici de la începutul lunii februarie, deci vorbim de 2 luni de zile. Și din punct de vedere tehnic, aici se aplică tehnica duplication, pe ieșirea din flat prețul ar trebui să mai crească cel puțin deschiderea flat-ului. Asta înseamnă acțiuni la Google undeva până prin 2270 ca preț de atingere a profitului. Asta însemnând un profit de vreo cât? 10%, da? Nu, 5% profit ar trebui să fie dacă vom cumpăra fără levier. Deci cam astea ar fi oportunități. Google, eu cred că e vorba de câteva zile, hai să zic săptămâni până se va intra, dar urmăresc cu interes IPO-urile astea, UiPath, Deliveroo și Robinhood, pentru că le consider business-uri care schimbă, uite Răzvan, cum zicea Shaquille O'Neal, schimbă omenirea, da? Bine, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Spor în investiții! Profit Point. Educația înseamnă profit.